Salutare! Azi o să vorbim despre un subiect pe care mi l-a cerut de foarte mult timp. O să vorbim despre bursă, în special despre indicele S&P 500, care de zeci de ani de zile performează constant bine și practic este un mod în care noi putem ține niște bani investiți într-o zonă foarte safe. Nu înseamnă că trebuie să investim toți banii în acest instrument financiar, dar cred că pe termen lung oricare dintre noi trebuie să aibă un pic diversificat portofoliul și către o zonă safe. Și zona asta safe pentru unii poate să însemne imobiliare, pentru alții bursă, acțiuni individuale, indici de genul ăsta, pentru alții metale. Azi vorbim despre S&P 500 și o să vă dau câteva tips and tricks legate de cum să investiți și să nu pierdeți bani pe comisioane în acest indice. Iar în următoarele videoclipuri, din când în când, o să mai vorbim și despre alternative la cripto, pentru că eu consider că trebuie să fim un investitor complet și să nu investim toți banii într-un singur activ. Diversificarea e bună pe termen lung, pentru că piața cripto are bear market-uri foarte sângeroase, să zic așa. Așa că, în modul ăsta, dacă plasăm niște bani și în alte direcții, o să avem mai puțină volatilitate. Înainte să intrăm în subiect, vreau să vă mai zic că în descrierea videoclipului aveți link către grupul de Discord. E gratis, în primele 3 zile de la creare s-au înscris peste 2000 de membri. Vorbim despre investiții de tot felul, de la cripto, acțiuni, imobiliare. Intrați acolo, e o comunitate foarte mișto. Deja sunt mii de oameni. Și să revenim la subiectul de azi, S&P 500. S&P 500 este un indice care este compus din primele 500 de companii din America. Deci 500 de companii cele mai performante sunt incluse în acest indice și noi când investim în S&P 500, banii noștri se împart în 500 de direcții, asta fiind o diversificare pe care ne-o dorim în portofoliul nostru. Ei bine, noi nu investim direct în acest indice, ci investim într-un ETF care replică performanța indicelui, dar aici deja se complică un pic lucrurile pentru că avem probabil sute de ETF-uri care copiază performanța indicelui S&P 500 și trebuie să alegem unul care să fie cel mai bun. Din punct de vedere al taxelor, comisiunilor pe care se percep anual, din punct de vedere al lichidității, din punct de vedere al accesibilității, pentru că pe platforma unde noi investim, poate acel indice despre care noi vorbim nu este prezent acolo. Și o să analizăm exact ca să vă arăt cum investesc eu, în ce ETF investesc eu și o să vă dau toate informațiile ca să luați și voi o decizie bună pentru portofoliul vostru. Genul ăsta de investiție este o investiție pe care puteți să o faceți cu DCA constant, poate chiar pentru toată viața. Chiar văzusem un video astăzi, parcă Warren Buffett sau cineva de genul ăsta spunea că tipul ăsta de investiții le faci cu o sumă de bani, poate chiar neglijabilă, și investești lună de lună sau an de an și nu te uiți la portofoliu, te uiți la pensie și trebuie să fie doctor lângă tine când vezi cât de mult a crescut portofoliul atunci, ca să nu faci infart, în sensul în care nu te uiți la cât a crescut portofoliul și după 10 de ani de zile vezi că, de fapt, compound efectul ăla a crescut foarte mult portofoliul, deși indicele au crescut doar 10-15% pe an. Bun, haideți să vedem exact performanța indicelui S&P 500, că să trecem la lucruri mai serioase și mai concrete. Vedem, probabil până aici, în perioada asta, până prin 1980, indicele n-a performat foarte bine. Dacă cumpărai, de exemplu, în 1930, în 1980 erai cam pe acolo. În schimb, de atunci, totul arată destul de bine, pentru că avem creștere aici, criză, bine, două crize de fapt. Asta a fost dot-com bubble, după care a venit criza din 2008. Practic o corecție dublă, după care avem bull market acesta în care încă ne aflăm. Aș zice că echivalentul celuilalt bull market din piața de acțiuni, ne-am aflat cam pe aici. Mai avem de urcat, probabil am trecut de jumatea creșterii pe această pantă ascendentă. Și aici este secretul videoului, cum să investim fără să facem greșeli care să ne coste mulți bani. Mulți oameni vin din cripto, zic, o scăzut piața 70% în 3 luni, nu mai vreau, vreau ceva safe, intră pe zona de S&P 500, poate au văzut pe YouTube sau au auzit pe undeva și intră aici, dau trade, click pe trade, buy, frumos, ok. Aici n-am decât 9 dolari în cont, pentru că e un cont secundar de Toro. Dau buy, cumpără, tot ok. Dar, de fapt, nu e tot ok, pentru că uitați-vă ce taxe mari sunt aici. În fiecare noapte se iau fee-uri de 0,26%, enorm mi se pare, enorm. Weekend fees și așa mai departe.
Nu vrem să facem asta, nu investim aici. În general, fiurile pentru așa ceva cu un randament de 10-15% pe an ar trebui să fie foarte mici. Și noi suntem băieți deștepți, facem altceva. Intrăm pe ETF-ul acesta, VOO, cel mai popular ETF din câte știu eu, este pe partea de fiuri printre cele mai bune, deci 0,03% pe an, față de ce fiuri ați văzut acum câteva secunde la celălalt S&P 500, care e practic direct indexul cumva, nu știu exact despre ce e vorba, dar clar, acolo facem o greșeală. Și acest VOO de la Vanguard este cam cel mai cunoscut. Pe toate platformele investiționale aproape îl găsim, deci indiferent că folosiți eToro sau alt site, găsiți 0,03% pe an, foarte puțin. O altă variantă foarte bună este acest SPY. Și acest SPY este printre cele mai populare, este cel mai lichid, adică pentru cei care fac trading ar conta și lucrul ăsta. Noi nu facem trading, nu contează foarte mult, dar ca să știți și voi, este cel mai lichid, adică are volumele cele mai mari de tranzacționare. Și fiul, adică comisiunul, este 0,095% pe an. Practic triplu față de cel de înainte. Și o să mai dau încă o a treia variantă. Dar primele două, ambele sunt ok. Și 0,09% pe an este decent. Eu personal, de-a lungul timpului, în aceste trei ETF-uri am investit pentru S&P 500. Toate trei sunt ok. Și nu în ultimul rând avem IVV, la fel replichează performanța indicelor S&P 500. Ca fiuri este la fel ca VOO de la Vanguard, 0,03%. Asta ne interesează cel mai mult. Este la fel foarte popular pe majoritatea platformelor și voi când vreți să alegeți un ETF să investiți, eu ce v-aș recomanda să alegeți unul de cele trei. Toate trei mi se par la fel, în afară de faptul că SPY-ul are fiul mai mare. Dar, repet, este substanțial mai mic fiul, comisionul, față de alte capcane pe care le puteți vedea pe internet în timp ce încercați să investiți în indicele S&P 500. Ce pot să vă zic în încheiere, deși ar trebui să vă zic de la început lucrurile astea, este faptul că S&P 500 este un indice care dă un randament de vreo 15% pe an, 10-15%. În schimb, mulți oameni încearcă să bată acest randament și doar 10% din oameni reușesc să aibă un randament mai bun decât indicele S&P 500 pe termen lung. 90% dintre oameni nu reușesc să bată această performanță de 10-15% pe an și încearcă să investească în stocuri individuale sau în alte ETF-uri și pe termen lung de 5-10 ani de zile sau mai mult nu reușesc să depășească această performanță. Așa că știu că majoritatea încercați să faceți poate trading sau investiți în chestii foarte riscante, dar pe bursă, în orice ați investi, aveți șanse de 90% să nu bateți randamentul S&P 500. Acum veți spune că da, la S&P 500 a crescut datorită companiilor tech care au tras în sus indicele. Așa este, dar mereu o să fie companii performante care ele să facă parte din S&P 500. La fel se va întâmpla mereu, indiferent în ce sector vor fi ele. Pe de altă parte, companiile care sunt neperformante sunt scoase din indicele S&P 500 și sunt înlocuite cu altele. Da, legat de S&P 500, pentru mine reprezintă o parte din portofoliu, nu foarte mare, dar o parte de diversificare. Dacă aveți un portofoliu mai măricel și nu vreți să aveți emoții maxime cu cripto, cu tot portofoliul, zona asta de S&P 500, zona de imobiliare, poate fi o zonă care să vă dea o liniște mentală și poate fi un fel de safety net pentru voi. Eu folosesc partea asta de imobiliare și bursă, în special S&P 500, ca un echilibru pentru mișcările foarte riscante pe care le fac în zona cripto. Deci, pe scurt, nu încercați să investiți în alte moduri în S&P 500, zic eu, pentru că sunt multe moduri în care puteți face asta greșit, să plătiți fiuri foarte mari, ci găsiți la brokerul vostru, indiferent că e Interactive Brokers, Trading 212, eToro, XTB, căutați aceste ETF-uri. Sunt cele mai ok ca și comisioane, ca și volum, ca și notorietate și eventual puteți să faceți voi research-ul vostru, să vedeți dacă găsiți vreunul mai bun ca ăsta. Dacă găsiți, lăsați în comentariu sau spuneți-mi în comentarii despre experiența voastră pe parte de ETF-uri și investiții în zone un pic mai safe. În descriere aveți link către grupul de Discord, e gratis, puteți intra acolo, discutăm despre tot felul de investiții, inclusiv și investiții la bursă.
Așa că vă aștept acolo.